Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Piața Maria Dunării Naționale s-a transformat într-o adevărată parcare de mașini. Zeci de transportatori din țară au protestat. Ce îi nemulțumește pe șoferi, vă spunem la știri. Criticată de opoziție și lăudată de majoritatea parlamentară, legea bugetului de stat pentru anul 2022 a fost votată în primă lectură. Tragedie într-o familie din Drochia, părinții și-au pierdut într-o clipă doi copii. Cum s-a produs nenorocirea, vedeți în curând. O grupare criminală a furat motorină dintr-o bază militară americană din sud-estul României. Daunele aduse Guvernului Statelor Unite ale Americii sunt enorme. Piața Maria Dunării Naționale s-a transformat într-o adevărată parcare de mașini după ce zeci de transportatori auto din țară au ieșit la protest cu microbuzele în fața guvernului, nemulțumiți de faptul că Ministerul Infrastructurii a refuzat solicitarea de majorare a tarifelor pentru călătorii. Ei spun că nu mai fac față cheltuielilor enorme și în special celor pentru carburanți. În fața mulțimii nu a ieșit niciun reprezentant al guvernului, iar anterior vicepremierul Spânu a declarat că este deschis la dialog pentru a găsi o soluție în interesul tuturor. În reacție, transportatorii au spus că în lipsa unor acțiuni concrete din partea autorităților vor organiza o grevă generală. Zeci de transportatori de curse interurbane au venit de dimineață cu microbuzele în centrul capitalei. Șoferii s-au parcat în fața guvernului, unde au protestat timp de o oră, claxonând în speranța să fie văzuți și auziți. Administratorii de rute susțin că, deși scumpirea combustibilului a generat majorări de prețuri în lanț, în special pentru piesele de schimb, taxa de călătorie a rămas neschimbată. Mi-a ajuns sufletul la os, nu se mai poate așa. Tot scumpiri, noi am socotit, în octombrie am trecut și octombrie anul ăsta prețul la motorină s-a mărit cu 5 lei. 5 lei! Mașina se strică des, rămânem în minus cu transportul. Noi nu putem să reparăm mașinile, noi le ținem într-o roată când mergem cu dăzlimba. Duci la reparație, trebuie o mulțime bani. Trebuie să iei bani de undeva, să împrumuți de la cumătru, de la celălalt, de să reparezi mașina. La ce am ajuns noi să, nu știu la ce, să hotărească, dar nu se hotărăște, nu se uită nimeni la noi. Organizatorii protestului au dat de înțeles că vor organiza și o grevă generală, în cazul care guvernarea nu va ține cont de solicitările lor. Trebuie să constatăm că în domeniul transportului de pasageri, ceea ce a fost, cam aceeași avem. Noi vom repeta acțiunile de protest și chiar vom ajunge la asistarea totală a rutelor, deci vom declanșa o grevă totală a transportatorilor. Revendicarea principală a manifestanților este dublarea tarifelor pentru călătorie, de la 60 de bani pentru fiecare kilometru parcurs la 1 leu și 20 de bani. Dacă cerințele transportatorilor vor fi satisfăcute, atunci un bilet spre Criva Briceni, care costă acum 198 de lei, ar putea costa 396 de lei. Un preț destul de pipărat, recunosc și șoferii, care însă spun că muncesc în pierdere și suportă cheltuieli enorme. S-au majorat prețurile la piesele de schimb, foarte esențial. Fluxul de călători s-a redus tot funcțitor. De aceea toți factorii ăștia aduc la aceea că noi suntem nevoiți să cerem într-adevăr ca ministerul, ca patronii noștri, ca conducerea să întoarcă pasa spre noi. Noi singuri din buzunarul nostru achităm motorina care venim în coace. Trebuie să hotărâm ceva, nu-i condiții, nu avem condiții de lucru, nu avem. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, spune că este dispus să discute cu transportatorii ca să găsească o soluție care ar satisface atât cerințele protestatarilor, cât și pe cele ale pasagerilor. La aceeași manifestare, protestatarii au acuzat Agenția Națională Transport Auto pentru mai multe fără de legi. Să știți că în transportul de pasageri și în transportul de fapt de marfă, mama corupției este Agenția Națională Transport Auto. Ea a fost permanent și în perioadele precedente și cu părere de rău și acum.
Noi primim informații că unii transportatori iliciți deja au abonament lunar cât să plătească mită, ca pe dânșii să nu-i verifice. De cealaltă parte, reprezentanții ANTA au declarat că vor veni mai târziu cu o reacție la aceste învinuiri. Din câte am înțeles, va fi o reacție oficială a domnului director. Până în acest moment, pe adresa redacției nu a venit însă niciun comunicat. După protestul de o oră în care nimeni de la guvern nu a ieșit să discute cu oamenii, transportatorii au plecat spre localitățile lor, fără a preciza când și dacă vor reveni. Ei au menționat totodată că orarul curselor nu a fost afectat. În stradă ar putea ieși și vânătorii. Aceștia au anunțat un protest pentru sâmbăta aceasta, dacă până atunci guvernul nu va adopta cadrul regulatoriu pentru implementarea noii legi a vânătorii și fondului cinegetic, votată de Parlament încă în 2018. Lipsa documentului nu le permite celor 15.000 de pușcași să deschidă focul, asta cu toate că startul sezonului pentru unele specii de animale și păsări a fost dat de câteva luni. Acțiunile de protest sunt măsuri excepționale întreprinse de societatea vânătorilor și pescarilor din Moldova cu scopul de a informa societatea, în special Ministerul Mediului, poziția a mii de vânători din Republica Moldova cu privire la situația actuală în domeniul vânătorii. Îndemn toți vânătorii să participe la aceste manifestații. Proteste vor avea loc pe tot teritoriul țării, inclusiv în piața Maria Dunării Naționale. Anterior, membrii Societății Vânătorilor și Pescarilor din Moldova au prevenit autoritățile că neînceperea sezonului de vânătoare poate provoca riscul creșterii numărului animalelor răpitoare, cum ar fi vulpile, lupii și șacalii. Iar acest fapt ar putea duce la decimarea habitatelor naturale ale mai multor specii, precum și la pierderi serioase în gospodăriile țărănești. Parlamentul a alocat bani din bugetul de stat, astfel că acum Moldova Gaz va putea, deși cu întârziere, să își achite datoria către concernul rus Gazprom. Este vorba de gazul consumat în luna octombrie și parțial în noiembrie. Pentru această decizie au votat 60 de deputați. Cu toate acestea, graficul de plată către gigantul rus propus de guvern a trezit nedumeriri din partea opoziției parlamentare. Deși în noul contract semnat cu Gazprom, partea moldovenească s-a angajat să achite în termen pentru gazul furnizat, solicitarea de plată a concernului rus față de datoriile curente a fost calificată de Parlament drept ultimatum. La 22 noiembrie 2021, Gazprom a expediat o scrisoare către Moldova Gaz, prin care a inițiat un ultimatum în privința asistării livrării gazelor naturale timp de 48 de ore, în cazul neachitării datoriei pentru luna octombrie și avansului în mărime de 50% pentru gazele naturale furnizate în luna noiembrie. La solicitarea executivului de la Chișinău, Gazprom a acceptat o prelungire de 2 zile a termenului de plată. Prin urmare, joi, legislativul a modificat urgent legea bugetului pentru a aloca bani în vederea achitării actualei datorii către concernul rus. Potrivit unuia dintre amendamentele adoptate, întreprinderii de stat Energocom îi se alocă 1.700 de milioane de lei, apoi întreprinderea transferă 1.400 de milioane de lei către societatea pe acțiuni Moldova Gaz, care, la rândul ei, îi va transfera către Gazprom. Această schemă de calcul a stârnit nedumerirea opoziției parlamentare. Totuși, întrebarea logică, de ce banii nu se dau direct la Moldova Gaz, dar apare o societate pe acțiuni Energocom? Guvernul încearcă să rezolve 2 probleme simultan, plata datoriei către Gazprom și reducerea cuantumului datoriei întreprinderii termoelectrica către Moldova Gaz, a fost explicația partidului de guvernare. Guvernul va interveni și va oferi acest ajutor prin intermediul a 2 companii cu capital de stat, Energocom și Termoelectrica. Astfel, Energocom va prelua o mare parte din datoria termoelectrică către Moldova Gaz, datorii care au fost verificate și confirmate anterior de către instanța judecată. În plus, guvernarea nu ascunde faptul că întreprinderea de stat Energocom urmează să devină un jucător important pe piața gazelor naturale din țară. Să consolidăm capacitățile termoelectrice Energocomului ca un potențial jucător
și furnizori de gaz în Republica Moldova. 60 de deputați au votat pentru alocarea banilor din buget pentru achitarea datoriilor către Gazprom. Opoziția a cerut garanții guvernului și majorității parlamentare că o astfel de situație nu se va mai repeta, dar nu le-a primit. Ni garantați că peste o lună de zile nu o să vină iară cu acest subiect, cu altă sumă. Și noi banii îi scoatem din buget. Asta e problema. Termenul prelungit pentru achitarea datoriilor curente către Gazprom expiră vineri 26 noiembrie. Miercuri, expertul economic Vaceslav Ioniță a declarat pentru postul nostru de televiziune că este foarte îngrijorat de ceea ce se întâmplă pe segmentul gazelor naturale din țară, întrucât, în opinia sa, singurul obiectiv urmărit de autorități este retragerea a aproximativ 1,4 miliarde de lei de la bugetul de stat. Tot atunci, purtătorul de cuvânt al guvernului, Anastasia Taborceanu, ne-a spus că executivul nu comentează declarațiile lui Ioniță. Criticată de opoziție și lăudată de majoritatea parlamentară, legea bugetului de stat pentru anul 2022 a fost votată cu 57 de voturi în prima lectură. Documentul prevede cheltuieli de peste 65 de miliarde de lei, cu 13 miliarde mai mult decât în 2021. Potrivit proiectului, salariile deputaților vor crește cu aproape 7,7% față de cele ale profesorilor, care vor fi majorate cu doar 5,6%. Din 2022, o leafă mai mare vor primi și alți angajați din sectorul public, precum șoferii sau cei din Serviciul de Asistență Psihopedagogică. Nu vor fi majorate însă lefurile salariaților din sănătate. Bugetul pentru anul viitor prevede măsuri de susținere a populației privind compensarea facturilor la căldură și gaz, dar și sprijin financiar în perioada rece a anului. De asemenea, vor fi direcționate sume de bani către proiecte locale de infrastructură și vor fi majorate foarte modest salariile în sectorul public. La ziua de astăzi, în proiectul bugetului 2022, este o majorare pentru tot sistemul bugetar prin creșterea valorii de bază, cu valorii de referință, cu 100 de lei. Deputatul partidului Șor, Denis Ulanov, a criticat dur proiectul legii bugetului. Potrivit lui, vremurile bune au venit pentru guvernanți, iar cele grele pentru cetățeni. Salariul unui educator va crește cu aproximativ 300 de lei. Învățătorii vor primi cu 316 lei în plus. Cu regret, în loc de vremuri bune pe care le-ați promis, ați adus vremuri mai mult decât grele. Opoziția a criticat și faptul că în anul viitor salariile medicilor vor rămâne aceleași. Unde sunt majorări pentru medici? Oare medicii nu vor fi afectați de această inflație? În schimb, de salarii mai grase, în anul viitor se vor bucura demnitarii. De exemplu, în 2022, leafa unui deputat va crește cu 1.400 de lei și va ajunge la 19.500 de lei. Președintele țării, Maia Sandu, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, urmează să primească lunar cu 1.500 de lei mai mult. Asta în timp ce leafa unui profesor va crește cu doar 316 lei. Și cheltuielile președinției pentru anul viitor vor crește cu aproape 3 milioane de lei, iar cele ale Cancelariei de Stat se estimează la 690 de milioane de lei, cu 250 de milioane de lei mai mult decât în acest an. La pedagogi se va majora cu circa 5,6%. Iar la bieții de deputați cu 7,7% și la președinție bugetul cu aproximativ 9,6%. Considerați că deputații și angajații președinția merită mai mult decât profesori? Dați să fim onești, să avem un respect față de demnitari. Fiecare om are familie și au oportunități. Păi nu erați voi cei care vă revoltați în campanie electorală de această discrepanță între salariile demnitarilor și cele ale cetățenilor. Că acum se crește mai mult această discrepanță. În aceeași ordine de idei, Denis Ulanov a atras atenția și asupra faptului că, în loc să investească bani în domenii vitale, guvernarea a mărit bugetul pentru partidele politice. Bugetul pentru anul 2022 prevede o majorare cu circa 8 milioane lei
a sumei alocate pentru finanțarea din buget a partidelor politice. Scopul acestei majorări este evident. PAS, care are cei mai mulți deputați în Parlament, va beneficia și de mai mulți bani din această alocare. Nu vreau să comentez. Asta în timp ce ați lipsit de bătrâni de posibilitatea de a indexa pensia de două ori pe an, iar acum faceți tot posibil să majorați și vârsta de pensionare. În timp ce era criticată, majoritatea parlamentară continuă să se laude. Avem o creștere economică de 7,5%, avem o majorare a salariului mediu de 15%. Veniturile la bugetul de stat, formate în mare parte din taxe și impozite, dar și din finanțări externe, vor constitui în anul viitor puțin peste 50 de miliarde de lei, în creștere cu 9,2% față de anul curent. Cheltuielile vor constitui 65 de miliarde de lei, deficitul prevăzut fiind de peste 15 miliarde, unul dintre cele mai mari din ultimii ani. Proiectul legii bugetului de stat se examinează de Parlament în trei lecturi. Urmărirea penală în dosarul 7 aprilie a fost reluată. Drept motiv a constituit declarația unui cetățean pe nume Boris Prâncean, făcută la un post de televiziune, dar și după ce deputatul Lilian Carp a depus o sesizare în legătură cu aceasta. Potrivit lui Prâncean, anumite persoane aveau rolul de deturnare a evenimentelor prin folosirea armelor de foc, anunță PC Cox, care va conduce ancheta. Procurorii vor efectua investigații, inclusiv prin prisma infracțiunilor de uzurpare a puterii de stat și a dezordinilor în masă, iar pentru asta vor coopera cu mai multe instituții ale statului. În 2019, Procuratura Generală anunța că pentru dezordini în masă și jafuri comise în timpul evenimentelor din aprilie 2009, instanțele au pronunțat 19 sentințe în privința 28 de persoane, 14 dintre care au fost condamnate. De asemenea, au fost cercetate acțiuni ale autorităților publice și calificate ca exces de putere sau tortură, în urma cărora au fost făcute 24 de condamnări. Tragedie într-o familie din Drochia. Părinții și-au pierdut într-o clipă doi copii. Frații minori au murit într-un groaznic accident de circulație produs noaptea trecută. Ambii adolescenți au decedat până la sosirea ambulanței. Informația ne-a fost confirmată de ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Drochia, Ina Moscaliuc. Un minor de 16 ani, conducând o motocicletă și având ca pasager pe fratele său, cu vârsta de 14 ani, a pierdut controlul ghidonului și s-a tamponat într-o placă din beton. Minorii se deplasau cu o motocicletă, iar din cauza vitezei înalte, vehiculul s-a izbit într-o placă de beton de pe acostament. Tragedia a avut loc în jurul orei 23 în localitatea Chetrosu din raionul Drochia. Potrivit poliției, motocicleta cu care se deplasau tinerii era fără numere de înmatriculare, iar aceștia nu aveau cască de protecție și nu dețineau permise de conducere. Oamenii legii avertizează părinții într-un comunicat de presă să își supravegheze în permanență copiii și să le comunice despre consecințele grave ale nerespectării principalelor reguli privind propria siguranță. Situația epidemiologică din țară pare să se amelioreze. Nicio localitate nu se mai află sub cod roșu de alertă. Mai mult, 5 raioane au fost colorate în verde pe harta Ministerului Sănătății. Situația rămâne tensionată însă în regiunea Transnistreană, acolo unde încă se menține un număr ridicat de infectări, anunță autoritățile. Potrivit Ministerului Sănătății, săptămâna trecută au fost înregistrate peste 5.390 de cazuri COVID. Aproape jumătate dintre acestea, mai exact 2.460 în regiunea Transnistreană. Numărul este cu peste 21% mai mic față de cel de săptămâna trecută și în scădere cu aproape 53% față de cât era în luna octombrie. Codul roșu se menține doar în stânga Nistrului, iar în partea dreaptă deja 5 raioane au trecut sub incidența codului verde. Mai exact, este vorba de Florești, Hâncești, Cantemir, Briceni și Telenești. Totodată, autoritățile anunță că municipiile Chișinău și Bălți, dar și încă 4 raioane se află sub cod portocaliu.
Sibiu, iar în 24 de teritorii este instituit codul galben. Între timp, numărul cazurilor de infectare în rândul copiilor a crescut cu aproape 3%, iar cel al gravidelor cu peste 37%. În ultimele 7 zile au fost înregistrate 339 de decese, ceea ce înseamnă o scădere de aproape 14% comparativ cu indicatorul respectiv din săptămâna precedentă. De asemenea, în perioada 15-21 noiembrie au fost vaccinate peste 22.940 de persoane. Mai mult de 28% din populație s-a imunizat cu prima doză, iar 26,77% au schema completă, în total fiind administrate peste 1.590.000 de doze. De săptămâna viitoare și studenții de la mai multe universități vor reveni la ore cu prezența fizică. O decizie care prevede acest lucru a fost luată în baza hotărârii Comisiei Municipale de Sănătate Publică. Este vorba despre tinerii de la Universitatea de Medicină și Farmacie, Universitatea de Stat din Moldova și Academia de Studii Economice. Astfel, orele de curs și lecțiile practice de laborator se vor desfășura în sălile de studii începând de luni 29 noiembrie, cu respectarea strictă a normelor de protecție. Totodată, organizarea sesiunii de iarnă a examenelor se va desfășura în format hibrid, adică online și cu prezența fizică, la decizia conducerii facultăților. Deciziile vin în contextul în care capitala a trecut din cod roșu în cel portocaliu de alertă epidemiologică, după ce numărul infectărilor a scăzut. România are un nou guvern, Nicolae Ciucă a primit votul de încredere al Parlamentului. Exercițiul a fost unul fără emoții, având în vedere că PSD, PNL și UDMR, partidele care formează noul executiv, au împreună peste 320 de parlamentari, cu aproape peste 100 de numărul necesar învestirii guvernului, pentru care au ridicat mâna 318 deputați. Acordul politic semnat de cele trei formațiuni prevede că Nicolae Ciucă va fi premier până în data de 25 mai 2023, iar apoi șefia guvernului va fi preluată de PSD. Odată cu rotația premierilor, va avea loc și o rocadă a ministerelor. Finanțele vor trece la PNL, iar justiția la PSD. De asemenea, transporturile vor fi preluate de liberale, la schimb cu fondurile europene pentru socialdemocrați, scrie Europa FM. Una dintre prevederile acordului politic este că niciunul dintre oamenii numiți de un partid nu poate fi schimbat din funcție fără acordul formațiunii care l-a pus acolo. Noi am înțeles să venim în fața dumneavoastră. O grupare infracțională organizată a furat motorină dintr-o bază militară americană din sud-estul României. Daunele provocate Guvernului Federal al Statelor Unite al Americii constituie 2 milioane de dolari. Despre asta a anunțat miercuri Poliția Română. Infracțiunea s-a desfășurat pe parcursul a 5 ani. Cantitatea impunătoare de motorină ce aparține guvernului american a fost furată de la baza militară din comuna Mihail Cogălnicianu, județul Constanța. Polițiștii și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au efectuat mai multe percheziții la domiciliile din județ ale suspecților în cadrul unei cauze penale vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de furt calificat. Potrivit anchetatorilor, hoții au acționat începând cu anul 2017 și au furat motorină din generatoarele folosite de militari în interiorul bazei, dar și din zonele în care soldații români și americani au efectuat exerciții tactice. În total, în cei 5 ani, infractorii ar fi furat motorină în valoare de 2 milioane de dolari, sumă cu care Guvernul Federal al Statelor Unite ale Americii s-a constituit parte vătămată. La sediul DICO vor fi conduse în vederea audierii 7 persoane. Drama unei familii, cum sunt multe în Moldova, a devenit subiectul emisiunii de la TV6, Oameni pentru Oameni. Colega noastră, Veronica Leșco, a ajuns în satul Cojușna, raionul Streșeni, acolo unde o tânără de numai 27 de ani îngrijește de 6 copii, 2 dintre care îi sunt frați.
Se întâmplă după ce mama s-a căzut în patima alcoolului, după ce s-a împotmolit în credite luate de la bănci pentru concubin, a fost lipsită de drepturile părintești. Tânăra nu își poate crește frații însă în liniște și pace, așa cum și-ar dori. Ce întunecă și mai mult această istorie zguduitoare de viață, aflați vineri într-o nouă ediție a emisiunii Oameni pentru Oameni la postul nostru de televiziune, începând cu ora 18:30. Daria are 27 de ani și 6 copii, doi dintre care sunt fratele și sora mai mici. Pentru ea și soțul său, cele 6 suflete sunt tot ce au mai scump în viață, ne spune tânăra. Sincer, niciodată nu m-am gândit ca să am așa de mulți copii la întreținere și că o spot. Pe doi dintre puști îi avea deja atunci când frații ei au ajuns la orfelinat. Neputând să accepte acest lucru împreună cu soțul, i-a luat în îngrijire, chiar dacă s-a ciocnit de împotrivirea socrilor, cu care împart aceeași curte. Sora și fratele meu de start nu au fost acceptați de socri, dar am mers și peste asta. Tu ai venit de undeva aici, ați venit și ei, că mai zic, toate neamuri tele, tu bine m-ai întrebat. De ce s-au aduc la mine așa? Eu n-am adus copii cu... De voastră sunteți împotriva aceea ca să trăiască? Da, împotrivă, da. Unde se află acum mama Dariei și a fraților ei, ce mărturisiri va face femeia și cum va proceda în continuare, aflați din emisiunea Oameni pentru Oameni. Totodată o să vedeți cum au fost ajutați cei 3 membri ai familiei de raionul Drochia, care sunt cu necesități speciale. Pentru asta nu pierdeți ediția noastră de vineri, de la 18:30. Jafca în filme, într-o stație PECO din sectorul Ciocan al capitalei, acolo unde 2 indivizi au furat aproape 27.000 de lei. Având cagule pe cap, ei au pătruns în interior după ce l-au stropit pe paznic dintr-un instinctor. Infracțiunea s-a produs în 20 noiembrie și a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Astfel, autorii acesteia ar fi 2 minori de 14 și 16 ani din capitală, reținuți la 2 zile de la comiterea faptei. Ei și-au recunoscut vina la audieri, unde au declarat că au cheltuit toți banii furați. Totodată s-a dovedit că aceștia au la activ și alte infracțiuni similare. Ei au fost plasați în arest preventiv și riscă până la 10 ani de pușcărie pentru tâlhărie. Actualii specialiști, profesioniști și manageri care își fac onest meseria în cadrul primăriei Bălți vor fi partea echipei Marinei Tauber după ce va câștiga fotoliul de edil. Mai mult, pentru o dezvoltare mai eficientă a proiectelor, candidatul își propune să aducă profesioniști din străinătate, lucru deja practicat la Orhei. Declarațiile au fost făcute de candidatul Partidului Șor pentru funcția de primar al Capitalei de Nord într-o intervenție live pe Facebook. Potrivit Marinei Tauber, prima categorie de oameni care va fi parte a echipei sale sunt cei care formează fundamentul acestei instituții, specialiști din diferite domenii, oameni care de jumătate de viață lucrează la primărie, care își cunosc munca și își fac onest meseria. Следующая категория людей это... A doua categorie sunt oamenii cu funcții de răspundere, cum ar fi conducătorii, funcționarii, specialiști în economie, în finanțe, în management, construcție, profesioniști care sunt departe de politică. Ei de asemenea lucrează de ani buni la Bălți. Mulți dintre ei sunt onești, competenți. Totodată, Tauber a spus că bălțenii vor vedea pe holurile primăriei și o a treia categorie de oameni. Este vorba de specialiști și experți din străinătate care vor ajuta la dezvoltarea municipiului. Aici vor fi funcționari de cel mai înalt nivel internațional, manageri, reprezentanți ai companiilor de top. Este vorba de experți din structuri internaționale, cum ar fi în construcții, arhitectură, urbanism, probleme de canalizare cu deșeurile. Avem nevoie de opinia celor care au făcut deja acest lucru. Candidatul Partidului Șor a câștigat detașat primul tur al alegerilor locale din 21 noiembrie, acumulând aproximativ 48% din sufragii. Turul 2 de scrutin va avea loc la Bălți în 5 decembrie. Tot atunci, procesul electoral se va desfășura în alte 5 localități din țară.
Nici astăzi Nicolae Grigorișin nu a fost găsit la telefon ca să răspundă acuzațiilor Marinei Tauber. Potrivit ei, candidatul independent și guvernarea PAS vor să o elimine abuziv din cursa pentru funcția de edil de Bălți și să-l bage în primărie pe ușa din spate pe Boris Marcoci, propus de Partidul Puterii și care în primul tur a luat un scor de 14%. Echipa TV6 a încercat din nou să obțină o reacție de la Nicolae Grigorișin la cele menționate de Marina Tauber în cadrul unei conferințe de presă. Eforturile noastre au fost însă în zadar. Acesta nu răspunde la telefon. Mai mult decât atât, dacă până miercuri asistenta acestuia răspundea la apelurile noastre, acum nici de ea nu am putut da. L-am sunat pe Grigorișin la un alt număr de telefon, acesta n-a răspuns, dar când a auzit de la ce post de televiziune suntem, a întrerupt imediat apelul. Alo? Alo, bună seara! Dobrý večer! Domnule Grigorișin, Sabina mă numesc, vă telefonez de la TV6. TV6? TV6, da. Pozvonite Șoru. Nu am reușit să obținem nicio adresă electronică a lui Grigorișin la care să-i expediem un e-mail cu întrebările noastre. Nu l-am putut contacta nici pe Boris Marcoci, despre care Marina Tauber a spus că acționează în cârdășie cu Grigorișin. Și acesta a fost de negăsit la telefon. Asta deși Marcoci ne-a comunicat miercuri 24 noiembrie că este obosit și că va reveni cu un apel joi, dar nu a făcut-o nici până la această oră. I-am expediat și un mesaj prin care îi solicităm o reacție, însă la momentul difuzării știrii nu a venit niciun răspuns. Într-un live pe Facebook, Nicolae Grigorișin a respins toate acuzațiile lansate în adresa sa și a declarat că el nu participă în nicio combinație cu fostul candidat PAS Boris Marcoci. Totodată, candidatul independent susține că nu va renunța la cursă și va lupta până la capăt. Ne dorim un oraș ca Orheiul, curat, frumos și bine îngrijit, iar pentru asta o alegem pe Marina Tauber. Așa motivează bălțenii opțiunea electorală de la alegerile locale noi din 21 noiembrie. În ceea ce privește contracandidatul reprezentantului partidului Șor pentru fotoliul de primar de Bălți, Nicolae Grigorișin, oamenii consideră că acesta a avut deja posibilitatea să își demonstreze aptitudinile, dar a ratat-o. Marina Tauber este un politician promițător și cel mai potrivit pentru funcția de primar al municipiului Bălți. Așa spun mulți locuitori ai capitalei de nord despre candidatul partidului Șor. În plus, are în spate o echipă puternică ce a dovedit deja că poate obține rezultate bune și își îndeplinește promisiunile făcute. Potrivit bălțenilor, partidul Șor a demonstrat vizibil acest lucru în localitățile conduse de reprezentanții formațiunii și mai ales la Orhei. Pentru Marina Tauber. Dar de ce pentru ea? Consider că la momentul de față este un politician interesat și cu perspectivă, care cu siguranță o să facă ceva pentru noi. Am votat pentru Șor. Știți de ce? Ați văzut orașul Orhei, de asta am votat pentru el. Pot spune despre Tauber că este un om care dorește să facă din acest oraș măcar ceva. Dar Grigorișin, eu nu zic că este un om rău. Nu voi spune asta niciodată, dar el a fost la volan și vedeți ce a făcut. Pentru că am fost la Orhei și am văzut ce s-a făcut acolo. Ea a spus clar, în Bălți sunt bani, dacă nu îi asimilezi până la anul nou, Chișinău îi va lua. Ea a spus clar, în Bălți sunt bani, dacă nu îi asimilezi până la anul nou, Chișinăul îi va lua. Iar asta din an în an se întâmplă. Am votat pentru înflorirea orașului, unul fără mincinoși. Am votat pentru Tauber. Dar dacă Grigorișa n-ar rămâne primar, cum ar fi? Nimic nu s-ar fi schimbat. Pentru orașul lor, locuitorii își doresc lucruri simple, dar importante. Drumuri reparate, străzi curate, locuri de joacă bine amenajate. Oamenii afirmă că toate acestea puteau fi făcute de actualul primar Nicolae Grigorișin, mai ales că a mai fost edil, dar din anumite motive nu le-a realizat. Nu are sens să-l aleagă din nou pe cel care a ieșuat, spun bălțenii. Săptămâna trecută am trecut pe lângă Havuz și am înțeles pe cine nu trebuie să votez, sincer vă spun. Și nu doar Havuzul, iată și strada unde stau pe Mircea cel Bătrân. Acolo au pus asfalt doar ca să se fotografeze, dar nu au finalizat lucrările. Cam așa, totul este început, dar nu terminat.
Am votat pentru că orașul schimbă o leac și mai frumos, fac canalizare, nu-i ulițele, trebuie să dai câte două mii ca să căcească. Da, Tauber. Pentru Tauber, noi oamenii atragem atenția la ceea ce ni se promite. Vrem o viață frumoasă pentru copiii noștri, pentru toți cei din jur. Timpul o să ne arate totul. Sigur că vrem să fie aici ca la Orhei. Noi chiar mergem de câteva ori pe an la Orheiland, unde copiii se distrează foarte bine și toată ziua este gratis. Ne dorim acest lucru să-l putem face și la noi, deoarece parcurile noastre de distracții sunt foarte vechi, dar și prețurile sunt extrem de exagerate. Ne dorim să nu fim dezamăgiți de această dată, de aceea vrem să-i dăm această ocazie lui Tauber. În plus, ea a menționat în programul ei că va permite oamenilor să pună bifă dacă ceea ce a promis a făcut, iar dacă nu a fost făcut, oamenii vor putea să se adreseze la instanțe. Astfel, acest lucru îi dă o șansă mare să câștige. În 21 noiembrie au avut loc alegerile locale pentru funcția de primar al municipiului Bălți. 47,93% dintre alegători au votat pentru reprezentantul Partidului Șor, Marina Tauber. Pe locul 2 s-a situat candidatul independent, Nicolae Grigorișin, care a primit de două ori mai puține voturi, adică 20,93%. Al doilea tur de scrutin va avea loc în 5 decembrie. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, rămâneți cu noi. Eu sunt Dorina Gărganov și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită în continuare, alături de cei dragi vouă. La revedere!